Un bărbat din Petrila este cercetat de polițiști pentru delapidare după ce a sustras aproape 2 tone de motorină din autocamionul unei firme pentru care lucrează. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi alimentat în perioada martie-aprilie acestui an în repetate rânduri, însă și-a însușit întreaga cantitate de combustibil. Un bărbat în vârstă de 34 de ani din Petrila este cercetat de polițiști după ce și-ar fi însușit aproape 2 tone de motorină. Omul a fost reținut aseară de polițiști. Bărbatul a fost reținut de polițiști după ce ar fi sustras din autocamionul de serviciu aproape 2 tone de motorină. Hunedoreanul avea în gestiune cardul de alimentare cu combustibilul autovehiculului, iar în perioada martie-aprilie 2024 ar fi alimentat în repetate rânduri, însușindu-și în interes personal peste 1870 de litri de motorină. Bărbatul urmează să fie prezentat în fața procurorilor cu propuneri corespunzătoare, a declarat comisar șef Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara.